Și am cules și strigăturile astea cu specific în zona asta. Din motive de protecție, nu voi nominaliza persoanele care participă, cu excepția domnului Eugen Ungureanu, director și a domnului la televiziunea care ne filmează momentan, literară, și a domnului Cornel Galben, redactor șef la aceeași televiziune literară. Evenimentul de astăzi, lansarea celor trei cărți, este dedicat Zilei Naționale a României, așa după cum apare în afiș. Lansăm concomitent, din motive militare, trei cărți. O carte care pregătește evenimentul de mâine și care poartă sigla Serviciului Român de Informații, Patria a Priori, care știți că este cel mai important serviciu din stat și eu trebuie să respect legea, deși eu aparțin Ministerului Apărării, dar nu vreau să mă mai scuture nimeni să spună: domnule, nu știi legea că Serviciul Român de Informații e cel mai important serviciu din stat? De ce tot îi tragi cu Ministerul Apărării în primul rând și nu știu ce? Și am să respect ordinea serviciilor. Deci Patria Priori este o carte care, așa cum v-am spus, poartă sigla Serviciul Român de Informații și este o carte neobișnuită, o carte de poezie patriotică, care stă sub semnul nu mi-e rușine să scriu poezie patriotică. Asta îl găsiți și în prefață și nu o să-mi fie niciodată rușine să scriu poezie patriotică. Eu nu o să insist prea mult la fiecare volum. Îmi pusesem niște semne pe aici, dar văd că au zburat prin geantă. Și pentru că am spus, evenimentul este dedicat zilei de 1 decembrie, o să vă citesc o poezie, nu știu la care 1 decembrie e scrisă, mă rog, 1 decembrie este unul și același zi națională. Patria la 1 decembrie. Haideți să privim împreună cum trec soldații prin zloată și frig, cum cântă pământul țării și ascultă fulgii moi cum plâng. Ei poartă armele spre cer și în gând li sfii din poveste. I-aud prin veșnicie cum aleargă, când pe trăgaci ei trebuie să apese. Și în pasul lor cel cadențat e tot mereu călătoria lungă, spre oase de eroi ce s-o odihnesc și îi așteaptă drepți ca să ajungă. Haideți să privim împreună cum trec soldații prin zloată și frig, cum mângâie cerul drapelul, zăpada curată rodind boabe de spic. Mă rog, toate poeziile patriotice, nu vreau să mă laud, dar sunt extrem de frumoase. Și cine a citit volumul poate argumenta și dovedi că poezie patriotică nu poți să scrii dacă nu ești patriot. Că nu-ți reușește, indiferent cât te-ai chinuit. Am fost delegat la o conferință din partea unității și știți ce se întâmplă în Parlamentul României și tot. Și m-au consultat. Păi vină cu o soluție pentru dezastru național. Și am zis, domnule, dați-le temă ăstora despre patriotism să vorbească acolo la conferință. Că vă spun eu pe cine să puneți președinte. Eu n-am treabă cu politica, eu vin din unitate militară. Rău cu primul, rău cu al doilea. Hai, propuneți un președinte. Dați-le temă patriotică și eu vă spun care. Îl aleg singură. Și l-am ales. Ăla care a spus că tot patriotism e și să te scoli la 4 dimineața, să urci drapelul pe catarg și nu știu mai ce. A fost cel care m-a convins. Acum, nu știu dacă am nimerit-o sau nu, dar oricum a fost mai bine decât cu primul și cu al doilea. Al doilea volum, că nu vreau să
monopolizez discursul, pentru că între două evenimente de astea militare trebuie să mai am timp să îmi aerisez creierul. Este un volum de poezie, se cheamă Poezia anotimpurilor și cuprinde pasteluri, care la fel sunt foarte frumoase. Am pus aici niște semne să vă citesc câte o poezie dedicată fiecărui anotimp. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți concetățeni de-ai mei, că am invitat mai mulți, dar azi e sărbătoare pentru. Prima, care se referă la primaverale, toate au titlul latinești, se cheamă Saltâmii Frenței. Vino să vezi splendoarea lumii, în Frența adorată au florit saltâmii. Parfumul lor te cheamă și te învie, splendoarea lor înseamnă veșnicie. Vino să simți cum florile lor albe se agață în părul tău ca niște salbe. Cu ciucuri grei de lingul acelui imaculat te cheamă să visezi la aerul curat. Vino să vezi splendoarea lumii, în Frența adorată au înflorit salcâmii. Și roiul de albine se ascund în floarea lor, dând vieții adorate, savoare și amor. A doua poezie este dedicată anotimpului verii și poartă titlul, imediat o găsesc, Cât soare. Cât soare de vară poate să încapă într-un gălbenuș de ou? Cât soare de vară poate să încapă într-o portocală sau într-un vitrou? Ori poate într-o butuie dintr-un tablou? Și cât soare de vară primesc zilnic cadou aici la mine în birou? Uneori aud parcă al nopților ecou, furișându-se grăbit sub penița de la stilou. Alteori soarele pătrunde ca un erou până la mine în cavou. E vară, Doamnă, e vară, poftiți la birou. Din autumnale, scrisoare de toamnă. Pe frunzele toamnei îți scriu de aici, de departe. Cred că mai ești încă viu. Îți scriu când cu arămiu, când cu roșu stacojiu, când cu galben auriu. Și tu nici nu știi că eu sunt de mult în sicriu. Și în sfârșit, ultima, dedicată iernii, statuie de gheață. Statuie de gheață ți-am făcut. Era iarnă când ne-am cunoscut. Ningea, ningea, ningea și tu erai alb de atâtea zăpezi. Dar printre fulgi răsleți te-ai oprit să mă vezi. M-am oprit și eu printre fulgi. Zăpezile noastre erau atât de dulci. Se topeau fulgii sub sărătările noastre fierbinți și se dezghețeau turțurii peste iubirile noastre cu minți. Statuie am promis ca să-ți fac ție, prea fericitule pui de dac. Și-au plecat zăpezile călătoare sihastre peste fierbințele iubirile noastre. Căldura aceea mereu am simțit. Statuie de gheață am devenit. Mă rog, și-am terminat și cu volumul de pasteluri. Mă opresc aici, că aici e greul serviciilor secrete. Sunt trei volume. Primul a apărut de ziua armatei, volumul 1 și, mă rog, toate volumele sunt structurate așa, în trei părți. O parte cuprind articole militare, partea a doua recenzii ale cărților ofițerilor și partea a treia, In Memoriam, o rubrică specială celor care trec în lumea umbrelor și mai este o parte cu adenda, obiecte din patrimoniul Ministerul Apărării. Și unitățile câștigătoare, care iau 10 la inspecție, devin automat coperțile volumilor noastre. Avem aici Batalionul 202, iar în spate unitatea de detașamentul de pompieri care trebuia să fie prezent astăzi, dar probabil pregătesc pentru mâine în ziua. Așa, și pe scurt, volumul este canalizat totuși pe anumite teme. Primul volum are în centru spionajul militar. Volumul al doilea este axat pe trupele de comando, iar volumul al treilea este axat pe tactici militare. Va apărea de ziua forțelor terestre. Sunt aproape. În volumul întâi, întreagăt,
sunt recenzați următorii ofițeri. Se cheamă Obiectiv Operațional România. Colonel rezervă Florian Gârs, Teodor Filip, Eugen Delcea, poetul Nicușor Darabană, cu două volume, Iulian Tănase, pe care probabil îl cunoașteți, și consăteanul meu, cu sora exactă, profesor dr. Vicu Merlan, istoric, Misterierul Zeiților de la Isaia, domnul Gheorghe Janiscu, pe care îl vedeți acolo, cu Dumnezeu este bun, de mână cu ai mei, dincolo și dincoace de Siret, primele trei volume și la cel de-al patrulea, în volumul 3, găsiți recenzia. Județul Bacău, altar de jertfă și eroism de colonel Corneliu Chirieș, mersul pe contrasens de Aurel Cehan, capela excomunicațiilor de Adrian Buzdugan, adevărata fața lui Traian Băsescu de Marius Oprea, oameni fără importanță de general colonel Romeo Pivniceru, Dumnezeu să-l ierte, de-abia a murit, Doamne ce Doamne de Maruca Pivniceru și ea s-a stins recent, Dumnezeu să-l ierte, cronica militară a județului Vaslui de colonel Constantin Chiper, viața pe tavă de colonel Vasile Ilie, care trebuia să prezinte, dar a plecat de urgență peste hotare, mă rog, fiecare. Viața într-o poveste de Ioana Răbdache Baltac, ai cui printre amintiri de Dumitru Gherghina, din neamul lupilor de domnul Ioan Lupu, Dumnezeu să-l ierte, și el a trecut în lumea umbrelor. Personalități muieneștene de domnul Cornel Galben, pe care îl vedeți aici în primul rând. Istorisiri nesănătoase fericire, de rare știri, Tiron, un student la litere, la literatura universală, la București. Era ele pe vremea aceea. Ne oprim asupra volumului 2 de presă militară, care are pe copertă același batalion 202 CBRN, momentul retragerii cu torțe de seara la orele 19, cu care încheiem noi activitățile. Menționez că această unitate este cea mai, toate sunt la fel de importante pentru mine, dar este unitatea care apără cea mai mare parte din granița României. Și de aceea eu mă aplec cu atâta interes asupra, și plus că în partea cu domnul Putin, care mă necăjește de una. Și de aia eu tot îl enervez la fiecare carte. Și pe spate avem același batalion, ca să nu li se pară altor unități că le nedreptățesc. Am filmat în noapte vreo 150 de cadre. Toate erau perfecte, nu știam pe care să-l aleg. Uitați cum arată un batalion de nota 10. Mi-au plăcut mai mult cârlicuțele astea. Toate erau aliniate perfect. Aceeași structură oare și volumul 2. Articolele, v-am spus că sunt dedicate Zilei Armatei. Este un volum cât se poate de original, născut din experiența mea de secole, de decenii, despre paradele militare. S-a vorbit mult pe seama că sunt costisitoare, că sunt nu știu ce. Demonstrez de ce este obligatoriu să avem paradă militară, pentru că eu nu pot să știu ce sistem de apărare are România dacă nu văd pe viu acolo. De ce? Da, pe urmă, un articol foarte bun despre câinii militari, în care vin cu argumente că nu trebuie să existe unitate militară fără câine, și băieții noștri m-au cucerit când s-au dus într-un teatru de operații și nu puteau, așa erau condițiile de vitrege, și au traforat un câine de lemn și duceau mâncare în fiecare zi și l-au legat cu lanț de coteț. Mi s-a părut genială ideea, pentru că el se întoarce în unitate și el are o oră la care trebuie să dea mâncare la câine, nu trebuie să uite care de hrănit câinile unității și nu știu ce. Și am constatat că sunt mai vigilenți decât soldații, decât tot. Am avut întâmplări neplăcute cu intrarea în NATO, când am găsit în unitate, ba un rus, ba un neamț, dar nu știu ce. Soldații, respectiv militari, mai citeau. Da, doamna profesoară,
Doar, profesor, avem un rus în unitate. Băi, du-te de aici, ești nebun la cap, ce să caute rusul în unitate? Da, da, profesor, noi acolo avem multe unități. Ia zi, în care unitate, unde mănâncă, unde doarme, nu știu cum. Începeam ancheta. Mă duc acolo, PNB. Vine rusul, l-a dormit acolo, câinele nu latră, câinele unității. Două luni de zile când m-am dus în unitatea aia, câinele m-a lătrat, de el nu latră. Îl iau pe comandant. Băi, ia vină încoace-mă. Ce-i cu ăsta în unitate? Păi nu, că de două, trei zile nu schimb de experiență. Mă, băiete, câinele unității nu l-a lătrat. Ăsta nu este om care stă de două zile în unitate. Deci iată importanța câinilor. Ăia nu aleg, ei știu motorul. Aveam, mă apropiam de putare unitate, gata, că le duceam și mâncare. Știau de motorul mașinii mele. Știau motorul comandantului. Foarte, dacă în numărul 3 găsiți cai militar. La fel de... Pe urmă, ziua porților deschise. Iarăși este absolut necesară. Pentru că nu mă pot duce în unitate, chiar dacă am teză de doctorat cu inspecția. Acolo, comandantul nu e acolo, ăia nu s-o obligat să mă primească. Dacă m-am dus la ziua porților deschise, printre alte treburi fac și inspecția militară a unității respective. Militarii sunt atunci în răgaz, îmi explică cum funcționează fiecare. Ceilalți de la București m-au calificat în 4 ore pe antiteră de m-aș putea descurca pe orice aparat. Mi-au arătat cum, până și o furnică să o urmăresc, nu știu ce, și au făcut-o mare cât mine și am râs cu ei și am zis, bă, nu puteți să mă faceți și pe mine mică cum e furnica, că s-au distrat. Și iarăși, în baza Otopeni, au plecat elicopterul, nu știu ce, am zis, nu vă mai chinuiți că o să mă mut când într-o parte, când într-alta și vă fac eu numărul, chiar dacă nu văd, ca să ne mai și distrăm. Onor mareșalul Antonescu, scurt istoric al comandorilor militare, care este un articol extrem de important și care aceste comandouri și-au dovedit eficiența în împrejurările tragice. De asta am scris, îmbrățișează un pompier și vei simți căldura sufletului, că plutonul de apărare împotriva incendiilor a funcționat exemplar în situație. Ofițerii noștri din această unitate deplasați în Afganistan au funcționat perfect și au ridicat drapelul în bernă, primii, dând semnalul de alarmă că România este în primejdie. Cartea era la tipar, primul comandou s-a ridicat deja. Că uitați ce conținea Vasile Soare, colonel, comandouri aeroportate în acțiune. Ați văzut în câte părți au fost deplasați bolnavii noștri. Și, deci, acest pluton a făcut adevărate minuni. Odată bucurie de a citi și a călători un eveniment care s-a petrecut aici în bibliotecă și l-am selectat în mod deosebit. Pentru că mi-a plăcut aici un citat la prezentare. Zicea așa, e vorba despre Baikal, pe malul căruia am fost. Și zicea, dacă nu te duci în Rusia, vine Rusia la tine. Și mie mi-a dat de meditat mult asta. Zic, măi, ce a vrut ăsta să zică cu dacă nu te duci în Rusia, vine Rusia la tine? Și am văzut că au dreptate, că dacă nu te duci în Rusia, într-adevăr vine Rusia la tine. Am selectat atunci și obiceiul de iarnă din zona aceasta pentru că am asimilat obiceiul ursului de aici cu trupele de comando, exact la fel funcționează și m-am implicat două luni de zile de am îmbrăcat și blana de urs și tot și să știu cine joacă de desubt și am cules din zonă toate strigăturile. Și urmează recenziile acum, care sunt dedicate în exclusivitate personalului în special din serviciile secrete ale statului. Vasile Soare, comandouri aeroportate, Virgil Măgureanu cu
toate cele patru cărți, întemeitorul Serviciului Român de Informații. Iată, vă citesc. Nu știu de câte ori s-a întâmplat în lume sau în istorie ca un stat să rămână peste noapte fără servicii secrete, dar știu cât de greu a fost să construiesc unul aproape de la zero. Mai departe, fostul șef al contraspionajului românesc, Pavel Coruț, pe care îl respect în mod deosebit, dacă citiți, este un articol extrem de frumos, fostul ministru al învățământului Mircea Malița, cu cumințenia pământului, strategii de supraviețuire în istoria poporului român, domnul Corneliu Lupeș, scriitor, diplomat, scriitor, o antologie a diplomației românești, o carte foarte, foarte interesantă, consemnări istorice de colonel Paul Valerian Timofte, de la Cercul Militar Bacău, și o să vă citesc de aici un puțin ce scrie pe coperta 4, de unde mi-au eu materialele. Pentru frageda simțire a copiilor și tinerilor care descoperă înfiorați măreția neamurilor, pentru demnitatea femeilor și bărbaților care trăiesc onest în această țară, pentru bunicii care au trăit vremuri aspre, pentru toți acei care a simțit românește nu e o rușine, ci o mândrie, pentru toți am zămislit aceste rânduri spre neuitare. Este omul cu care eu organizez majoritatea evenimentelor, un specialist în comandă militară și iar îmi vine atât de greu să-l citesc pe românește, generalul Gheorghe Arădăvoi, ce, Arădăvoi, ce am zis? Da, cu foarte multe cărți de comandă militară care pe mine m-au impresionat în mod deosebit. Grigore Vieru, un poet de duminică, aici nu întâmplător am făcut eu această paranteză, n-am timp, dar vă spun la frontieră, că ăștia spun ce, bă, la tine toți sunt spioni și nu știu ce. Eu treceam acolo în Moldova ca la mine acasă. Mă duceam, îmi cumpăram bere, tot ce vroiam de la Chișinău. Și se face toți ofițerii de acolo de frontieră, îți dai mie, ele. Plec la 8 cu mașina, se face 12, nu trecuse. Mă aveam un șpiț până aici, aveam și copiii cu mine. Mă întorceau înapoi, iară. Copiii mei s-au săturat, fii cum era din clasa 8-a și degeaba ți-ai dus șlițul până nu știu unde, că tot nu treci. Uite, e 12 ceasul și stăm aici, hai să ne întoarcem. Eu m-am supărat, m-am dus acolo, am început să mă agit. Măi, ori îmi dați drum, ori nu îmi dați, că îi sunau în partea cealaltă. Spuneți că mă întorc acasă. Răs cu copii, slămân, nu știu ce. Ce mai stați, să mai stați. Și să vedeți ce mi se întâmplă. Mă strigă ei acolo, mă duc. Și ca la ostatici. Îl iau pe Grigore Vieru de o mânică și îl trec în România și mă iau pe mine de mânica cealaltă și mă trec în Moldova. Și eu am tras concluziile necesare după această întâmplare. Exact acolo, pe... M-au luat așa și m-au scuturat și m-au trecut dincolo și l-au luat pe el și l-au trecut în partea asta, ca pe ostatici. Fraze colorate de Anatol Germanski, Petru Brumă, un umorist de primă mână, care este cușean, și nu pot să mă abțin să nu vă citesc de aici câteva. Ia-ți la revedere, Sidex, de la Șarja de Furnal, de la Coxul pus la index bun pentru Oțel Mitan, dar zidane și basta soțului patrician, zitul Midie, nevasta surghinită în Kazahstan, zi fecioară pașii pusi în băiatului la râu, că de acum accinza nu si te-o spăla până la brâu, hai acasă combatant de pe teatru de operații unde ai noștri și aliații te-au trimis ca un desant. Și așa mai departe, că ai navigat pe mări și oceane, ne-ai repetat-o cu năduc de data asta, ne-a traia nemătern, că ne-ai băgat în stuf. Și multe și multe. Votați cu inima ușoară discursul meu electoral, votați programul de gargară cu apă vie de canal. Trandafir în trei culori, te-am votat de două ori, vedeata și cu vrejul gol. Și Dumitru Constantin Dulcan, general cu inteligența materiei și celelalte cărți. Și, în fine, riscuri la adresa Securității Naționale de general de brigadă dr. Gheorghe Creț, o carte extrem de interesantă care m-a ajutat extraordinar de mult. Urmează pagina aceea despre care v-am spus.
in memoriam consacrată de data aceasta domnului general colonel Romeo Pignicero, plecat de curând dintre noi, cu medaliile primite și cu medalia meritul militar clasa a doua cu care a fost decorat și adenda cu obiecte din patrimoniu militar. Și haideți că n-am mai lăsat timp, am monopolizat, vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Victor Secuieru. Fost director la editura militară, să mă săpunească așa, să zică ce cauți tu mă la sectorul militar. Eu mă întreb ce caut aici. Vă mulțumesc pentru invitație. O să mă duc eu acolo, în locul. O mică corectură. Nu a fost directorul de militare, ci secretar general de redacție la editurii. Profesorul organizator că era directorul, colonelul Vampir, ultimul director al instituției militare înainte de 89, Talpeș, care a devenit pe urmă șeful SIE, era șeful redacției istorie și redactor șef al instituției militare și eu, secretar general de redacție, având în subordine 5 redacții. Asta a fost marea organizare a instituției militare. Normal că după 90, fiecare și-a urmat drumul lui, am intrat în restructurări, am ieșit la pensie, mi-am făcut o editura mea, editura se numește editura, se numea editura Silvii, în fine, termină cu date autobiografice și revin la cartea care a consacrat-o astăzi pe doamna Luminița Sfântulache. Presa militară, volumul 2. Ce pot să vă spun? Presa militară este mult mai vastă decât volumul pe care doamna a reușit să-l surprindă în momentul de față, prin articolele pe care le-a publicat. Chiar am adus două numere din Observatorul Militar, apărut la București, organul de presă al Ministerului Apărării Naționale. Presa dumneavoastră, sau în fine, chiar și auditoriul prezent în sală în momentul de față, un auditoriu special. Prin implicarea dânsului, prin domeniul în care a lucrat și lucrează, eu sunt mai puțin familiarizat cu el, așa că am rămas un pic surprins de câteva lucruri. Apare în volumul doamnei Luminița Antonescu, Ioan Antonescu. Să nu uităm că este o personalitate mult controversată în istoriografia noastră și cea europeană. Să sperăm că lucrurile merg așa, în modul în care a fost prezentat. Așa. Și chiar facem o remarcă. Deci, Antonescu este unul din cei trei generali, sau mareșali, care au observat România. Îl avem pe Averescu în primul război mondial, Antonescu în al doilea război mondial, și avem și pe generalul Gușă, care n-a mai ajuns mareșal, în 89. Implicațiile le cunoaște mai mult sau mai puțin. Și pentru că aveți tangență mult cu grănicerii, am avut colegi la unitatea de grănicerii care au asigurat trecerea la Albița. Era coloana de ruși, apropo că rușii vin la noi, colonată, chiar după 89, când a zis Bușe că nu avem nevoie de trupele tratatului de la Varsovia. Și colegul meu a spus, băi, eu pur și simplu m-am pierdut. Mi-am văzut pe rușii încolonați, eram acolo o mână de ofițeri români veniți de la granice și fost la asta. Deci, au avut curajul să spună, dumne, întorceți-vă că n-aveți ce căuta în România. Deși, apropo de ruși, erau toate hotelurile din Iași pline de turiști ruși, alte probleme care aveau repercusiunile lor. În fine. Acest general și-a permis să spună că armata română este până pe situație, nu avem nevoie de trupele la tratatului de Varsovia. În fapt pentru care, după momentul respectiv, știți foarte bine că s-a dizolvat acest tratat, scenariul era altul. În fine, știți și dumneavoastră foarte bine, rușii trebuia să intre până pe Carpați, în Transilvania, semnătura asta, trupele erau purtate de la unguri și noi să rămânem cu sudul României. Atât. În fine, bine că nu a fost, dar generalul Bușă, anul următor a avut o gastrită, o ucerită și, cum spune doamna Luminița, și-a dat obțescul sfârșit. Așa, iar președintele țării de atunci a avut timp să trimită o coroană la cimitirul militar Ghencea 1, carta a fost recunoștința față de personalitatea acestui ofițer. Bun. Alte probleme legate de
lucrarea doamnei Luminta. Această bibliografie stufoasă, iar este o documentare foarte importantă. Aș dori foarte mult să se ia mai mult legătura cu presa din București, pentru că avem foarte multe lucruri care țin de presa militară. Ea este mult mai largă, are o oarecare vastă. Și contribuie la ceea ce dumneavoastră local rezolvați prin aceste lucruri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și eu. Dacă mai dorește cineva, dacă nu... Eu vreau să spun două vorbe. Poate? Da? Vorbea, vă rog, domnul profesor. Nu veniți acolo. De aici, nu veniți acolo? Du, de aici, că eu sunt mai provincial, mai într-un doctor. Vreau doar câteva cuvinte. Mă numesc Iscu Gărdi, pentru că nu știu. Și am început și eu să publici niște cărți. Am fost impresionat de o întâlnire. Vă rog frumos să nu vă supărați, dacă nu-i vorba despre dumneavoastră, din primul cuvânt. Un bătrân din sat, vreo 90 ceva de ani, ce mai faci nea Dumitre? Zice, dar de unde mă cunoașteți pe mine? Păi, nu te cunosc. Ești aici, patale, ai făcut așa, ai făcut. Și am dat câteva referi din istorie lui. M-am interesat. De unde vii? Zice, îmi pare rău, domnule, că mi-e rușine să vă spun. Vii unde la Agode. Ce vă? Am băut. Ei, nu se poate. Că și poți merge acasă așa frumos, cum nu-ți cunoaște că ai băut. Și niciodată nu m-a văzut nimeni în șanță. Și cum te-ai dus-o până la 92 are, 92-93? Zice, doamne Iscu, să știți că dacă m-a făcut un mânătă rău, eu am zis că așa e. Nu m-am prea supărat, m-am lăsat așa mai moale, mai călcat, am avut grijă de tataia. Tataia Dumnezeu, adică. Și zice, da, și eu îi zic, din întâmplare, și mie îmi place să-i zic tataia. Tataia, care este stăpânul tuturor. Și acum, trecând de la această întâmplare, la o altă întâmplare, mi-a sugerat domnul care a vorbit înainte ceva despre Ioan Antonescu, pe care îl ador. Și am găsit într-o carte, vreau să vă, numai două vorbe să vă citesc, dintr-un ordin dat de el, pe 1 ianuarie 1941, adresată soldaților români, citașilor. În afară de la Bovrton 300, când l-a dat în iulie, cu fruntea încruntată și plecată, cu sufletul îndurerat și credința nezdruncinată, am ajuns la capăt de an vechi și la început de cale nouă, în 41. Și azi, ca întotdeauna, în această zi de ispășire pământească și de înviere creștinească, azi mai mult ca altădată, grija mea de frate și prieten, de părinte și de șef, se îndreaptă în primul rând către tine, dragul ostaș, de toate gradele și de toate vârstele. Fiindcă 40 de ani mintea mea s-a trudit pentru tine și sufletul meu a pătimit pentru el. În continuare vorbește foarte frumos. Eu pur și simplu sunt îndrăgostit de armată. Mie mi-a plăcut, de când am făcut eu armată, și mai dinainte, și mi-a plăcut din copilărie, din poveștile pe care mi-a spunea tata, întâmplări din război, care au fost schițate un pic în primul roman al meu, Dumnezeu, este bun. Doamna Luminița m-a ajutat foarte mult și sunt să-i mulțumesc din suflet și să apreciez, am și multe cărți de la dumneavoastră, asta nu cred că o am, și sunt impresionat de ușurința cu care folosește metafora. La dumneavoastră face poezii din orice. Orice, vezi ceva, numai că frumusețea poeziei este asta. O vezi așa și poți să-i zici altfel. Ce asta? Este o lumină, o floare, este, și este extraordinar de bine și sunt impresionat de versurile Doamnei și sper să-mi dea și mie una din cele cărți ca să o citesc, să mă delectez și până să-i o dau. Ediția aceasta este tradusă în italiană, sună mult mai bine ca nu în română. Nu apar, da? Dacă și o să apară în limba italiană, cât de curând. Nu, știu în italiană, nu e asta. Așa. Și cu o chestie, și mie îmi place foarte mult poezia patriotică. Nu poți scrie poezie patriotică, spunea dumneavoastră, dacă nu ești patriot. Păi sigur că da. Fără discuție. Și mă gândesc că sunt atâția, îmi vine să-i numesc tembei, dar nu le zic chiar așa, care
Totuși, cu totul alte preocupări decât patriotismul, decât viața militară, decât... Și aș vrea să... Dacă nu vă supărați, am făcut și eu o poezie într-o zi acum, că stăteam la foc la cazanul de țuică și mă uitam la câinele meu. Îl știți, nu? Da. Ăla este uriaș acum, îmi pot foarte bine pe... Câine militar, specific, un câine militar. Un care mi-a dat doamna acum un an de zi și acum este uriaș. Și fata mea din București, care m-a adus acum, mi-a cumpărat un caval. I-am spus, mai du-te la expoziție de la Muzeul Satului, că sunt niște, cum să spun, meșteri populari. Mi-a zis, mă, m-a costat o groază de bani, dar n-am știut să-i spun dacă e în sol major sau în fa minor. Măi, nu contează, lasă asta pe mine. Și era în fa, mă rog. Și cântam de fluier și mă uitam la câine. Sigur, mă uitam și cum curge țuica. Am o imagine de la televizor, am văzut tot pe Mircea Diaconu. Știți cine e? Da. Și a zis, domnule, atât timp cât curge de aici, și arăta da. La el acasă prea. Și din coace un grătar cu niște chestii, da? Și că tata aia deasupra, nu, e bine, încă e bine, dacă și mă gândeam, dar se uita și câinile la mine, așa, și am început să cânt în fluier, că mă percep și la muzică un pic mai tare, și cavalul ăsta este extraordinar, are niște tonalități fantastice față de fluier și față de alte instrumente de suflat. Și am zis așa, stau la foc, se poate, da? Stau la foc, mă uit la ursul și cavalul nu-mi dă pace. Cu greu îmi năbuș plânsul, miorița se întoarce, parcă având milă de dânsul. Dă-ți oile încoace. Durerea vrea să se întindă peste voi dealul coline, balada sună colindă, rupând inima în oricine. Miorița îl luagă blândă, mai cheadă-mă-ți și un câine. Limbile de foc ce arde, mă cobor lângă ciobanii care au ctitorit balade sfidând lumile și anii. Măicuța bătrână în cadă. Vino, dragul. Atât, am vrut să spun și cer scuze că mă sunt foarte emotiv. Apreciez încă o dată munca dumneiei și felul în care prezintă și felul în care ține legătură cu cine trebuie să țin. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, dacă nu declarăm închis evenimentul de astăzi, vă invit să serviți câte o prăjitură pică. Doar numai două cuvinte. Doamna Jana, doamna profesoară Jana. Îmi pare foarte rău că n-am citit prezentele lucrări, dar că n-am citit câteva cărți ale distinției noastre colege și profesoarele. Și îmi dau seama că avem de-a face, bineînțeles, cu un talent, cu vocație și foarte multă muncă. O găsești mereu scriind la Bucșești, o găsești alergând, o găsești prietenă cu toată lumea, o găsești o fire sentimentală și, într-adevăr, nu numai pentru patria în general, pentru sat, pentru omul simplu. Am toată admirația pentru doamna Luminița. Pentru că e neostoită, este dăruită acestei țări. Și dacă am avea să presărăm în țara aceasta mai multe luminiți, am face ceva pentru țara asta care suferă. Și e bine că răzbate cuvântul patriotic prin oamenii noștri de talie militare care ne apără, îndrăgim, e singura breaslă, să nu zic așa, poate nu mai exprim bine, care mai păstrează stima noastră pentru ei. Ce rău este că cam se înveninează totul. Îmi pare așa de rău, pentru că eu fac parte dintr-o generație mult mai îndepărtată și de aceea am rămas cu sentimentul acesta patriotic înrădăcinat, nu mi-l mai poate scoate nimeni nici dincolo de mormânt. Și de aceea sunt înflăcărată când e vorba de cărți militare, când e vorba de patriotism, când e vorba de apărarea patriei noastre. Poate veni timpul acela când mi-a căzut un fascicul în mână, că un indian prorocește ceva despre țara noastră, că va fi
Noul Ierusalim, că aici se vor aduna popoarele lumii. Isis. Da, nu Isis, nu, că sunt lumea lor, așa. Și vor veni popoare care se vor minuna de poporul acesta român. Și acum se luminează, dar au timp mai mult pentru alții. Și pentru că în Biblia pierdută am văzut că chiar cei din Europa aceasta noastră care ne mai conduce în momentul de față nu prea sunt cinstiți cu noi și ne doare sufletul. Am găsit acolo o maximă, sigur că au citit-o alții, când spune că Dumnezeu sucește mințele și sabia voințele. Mă doare sufletul că am ajuns acolo încât violența să fie egală cu credința, să fie aproape de credință violența, când știu că credința întotdeauna propovădui pacea și Coranul, să știți că propovăduiește pacea. Am rugat nepotul meu care e în Israel, rog-mă, trimite-mi un Coran, tu îl găsești mai repede pe acolo, să citești și eu ce vor ăștia cu atâta sânge. Și l-am găsit și l-am citit tot. Și am citit, bine, în afară de ce citisem, cum e și Iliad, istoria religiilor, dar am citit asta. Și vă rog, așa e de asemănată cu limba noastră, cu Biblia noastră. Și foarte multă pace propovădește, dar lupta aceasta între religii ne doare. Ne doare că este vorba de sus, se întâmplă cineva, ceva. Și asta doare pentru poporul nostru și pentru copii și pentru nepoții mei care... Doamne, cât mă gândesc, când ei sunt în toată lumea asta, pe tot globul, am nepoți care umblă, nu să muncească la spatele unei femei, ci sunt oameni de conducere. Dar vă spun sincer că mă doare că patriotismul nu pleacă din fiecare țară. Poate polonezii sunt mai înălțime, dar mult mai la înălțime decât toată Europa. Ați văzut că au retras steagul Uniunii Europene, au coborât steagul. Vă spun sincer, băiatul meu este director marketing la o firmă poloneză și a venit acum 3 zile din Polonia. Mamă, atâta respect este pentru Polonia, pentru ei între ei, atât de mult a dezvoltat Polonia, nu mai cunoști, nu mai cunoști. Am ajuns în Cracovia și am rămas uimit ce au putut face. Au păstrat istoria, au păstrat clădirile intacte, le-au lustruit, au lustruit cărămida, le-au făcut acea cărămidă să lucească precum diamantul. Deci iată, fac ceva pentru țară. N-au stricat întreprinderile, n-au tăiat colectivele astea, cum se cheamă. Deci asta e. Asta înseamnă să ne iubim țara, să facem mai mult pentru ea. Facem Doamna Luminița și-a pus și ea un punct acolo. Să punem noi toți cuvântul acesta patriotic să plece din sufletul nostru. Și să-l spunem copiilor noștri. Să spunem de ce în altă țară e frumos, la noi e mult mai frumos ca în altă țară. Țara noastră e mult mai frumoasă. Dar o urățim prin dezbinarea asta care se face de sus în jos, nu de jos în sus. Țăranul a rămas să muncească acolo și aproape nu are cu cine munci. Îi rămâne ogorul gol, că copiii noștri se duc în alte țări să curățe, să spun. Ne doare sufletul. Prin patrie să înțelegem să punem mâna, să facem mai mult. Să facem mai mult. Atenționăm prin cărțile astea pe cei de sus să priceapă odată. Trebuie să facă mai mult pentru țara aceasta. Deci, Luminița, pentru că îmi permit că ești consăteanca mea și colega mea, dă înainte, scrie înainte și adună țara asta. Eu nu am sponsor, pentru că lucrând în serviciile secrete, vă dați seama că nu pot să mă pun în slujba nimănui. Cărțile mi le susțin din împrumuturi de la CRS, pe ocazia asta îi mulțumesc domnul Janiscu că am lungit un CRS de nu știu câte mi-am terminat astea și luna asta îl termin. Ne ajutăm între noi. Și ele sunt pentru unitățile militare. Deci dacă doriți, eu trebuie să le pun la loc. Nu zic că nu vă dau, dar nu pot să suport. Deja eu suport odată că mie unitățile militare nu-mi dau nimic. Eu, e munca mea de responsabilitate ca șef că trebuie să-mi organizez
unitățile. Și atunci nu pot să stau. Eu le scriu, le trimit și le citesc și văd ce au de făcut. Și de asta spun că până acum n-am scos niciodată la... Acum am reușit să le protejez printr-un anume sistem în care văd că funcționează foarte bine și să ajungă și în mâna cititorilor, nu numai a militarilor. Că spun și eu cât se poate. Da. De spus aș avea mai multe, dar mă limitez la ceea ce se poate spune. Aici cartea aceasta cuprinde documentele secrete, nu toate, o parte din, eu pe asta am muncit la unitate, am, de la 19 ani în contraspionaj lucrez, și de atunci am făcut documentele unității. Și uneori, fiind, știți, am scris în versuri că n-am avut timp să scriu în proză. Când vinea un ordin la 9 și la 9.20 vinea altul. Și atunci trăgeam repede o poezie, că n-aveam timp să mai fac proză. Și acum le-am adunat, așa, de prin hârtii, de pe nu știu unde, că le-am mai păstrat dublura. Dar nu mai știu la ce unitate au fost trimise și cum. Dar ei le-au păstrat, că acolo un contract a fost și respectarea dreptului de autor. Și îmi dau semnal pe Facebook, unitatea respectivă. Și eu știu, a, ăsta e ăla cu poezia cu tare, ăsta e ăla cu... Și de asta mulțumesc pentru participare și v-am stricat ziua de Sfântul Andrei, dar este ocrotitorul României, acest sfânt, și trebuie să ne facem, țara trebuie apărată în fiecare zi. Doamna Sândulea, chiar ca tu, da. Mai stăm puțin. Eu am urmărit activitatea dumneavoastră, aveți o mulțime de cărți publicate. Vă știu de când erați copil și treceați, așa cum spuneți, în monografia Comunei cu Cerșcălare, cu bunicii, da. Idealul stratierului. V-am văzut în 2006 la simpozionul organizat de Școala Generală Nicolae Șova Podor, îmbrăcat în uniformă militară. Da, a fost prima mea misiune, da. NATO. Aia. Eu am respectat. Acum și respect, și respect armata. Intrase, m-am dus la serviciu, nu știam de evenimentul ăsta, și șeful mi-a zis, eu mă îngrășasem, că am avut 40 de kilograme și nu mai făcea nicio haină militară. Noi avem acolo puse așa, aliniate, de tot felul. Și zice, am intrat în NATO, trebuie să plec în misiune NATO. N-a zis unde și cum. Și am spus șeful, eu mă duc, că e ordin, dar eu n-am cu ce să mă îmbrac, că nu mă mai încap nicio haină militară. Și el și-a scos haina de pe el, că n-a putut să-și poartă și pantaloni, și a zis, poftim haina, dar haina era cu tot cu grade, le de colonel pe ea. Zic, să înțeleg că la noi gradele stație, fruntașe, sunt funcție de misiuni. Și niciodată nu știi ce zic, să înțeleg că m-ați băgat în NATO cu gradul de colonel, a acceptat râde, dar eu mi-am scos gradele când am venit acolo. Că nu te joci acolo cu gradele în armată, cu șe și le-am băgat în buzunar, știi? Că zic, eu de asta a venit așa, peste noapte, făcut ăștia colonel sau nu știu ce. Și când am dus înapoi haina, am pus gradele la loc. Deci aia a fost prima misiune NATO. Vreau să vă spun că eu am un deosebit respect pentru armată, la toate nivelurile ei. Dar mă înspăimântă uniforma întotdeauna. Pentru că uniforma are nacafalele ei și serviciile acestea, ori de care ar fi. Am urmărit acum, în ultimul timp, o serie de CV-uri, personalități locale din Comuna Poduri. Am văzut că ați citit acolo niște comentarii la articole sau la lucrări ale unor oameni din cadrul armatei. V-aș ruga să urmăriți oameni care au slujit armatei și sunt de în locurile noastre și v-aș da câteva exemple.
Să-mi spuneți că am stat 40 de ani pe cartă. Colonelul rezervă Nicolae Ghinez de la Bucșești. Da, știu de dumnealui. General de brigadă rezervă, inginer Octavian Leru. Care a făcut roița la biserică, da? Da, al cărui tată Alexandru este originar din Leren. Gabriel Ifrim, care este pe punctul de a deveni general, care lucrează în statul major la București. Nu știu. Ca să nu vorbim despre Nicolae Șova, care este așa, și mult conduțul, mai luăm legătura altă dată. Da, să, păi ar fi foarte interesant să mergeți pe linia aceasta. Eu apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră. Da, e nebunea. Aveți o minte strălucită, care lucrează pe moment. Deși unii ar spune că dumneavoastră jucați la două capete. Păi în servicii așa, eu joc la 100 câteodată. Mă zic că m-am dus la spital, că nu știu ce, și-o zis că eu văd numai spioni. Păi ce-a spune doamna Luminița? Câți spioni sunt aici, mă întreabă doctorul care trebuia să-mi dea o, că făcusem o prostie. Mă întreb de ce astăzi nu sunt oameni armate, unul măcar. Ei, nu că pregătesc evenimentul de mâine, că te vezi ce scrie acolo. Și a zis doctorul, zice, câți spioni sunt aici? Dar zic, 6. Dar el se uită așa, nu știu ce, zic eu, sunt ofițer triplu. Nu știu ce, în contextul respectiv, zic eu, sunt ofițer triplu de data asta. Deci, mă rog, trebuie să joci la câte capete ai nevoie. Trebuia să-l întrebați câți ies avea capra cu trei ieri. Dacă nu spunea doi, sunt ai grip. A zis ea că este site-ul, m-am dat acolo. Și a zis, uite, domnule, lucrez în spital și așa, îți merge plăgit de o viață și am 6.000 de vizitatori. Și asta și-a deschis site săptămâna trecută și are 12.000 de vizitatori. Eu nici mă uitasem cât și cum, că nu mă interesa. Dar el era invidios că s-au abonat acolo nu știu câți. Păi, domnule, s-au abonat, că probabil nu au pus. Mi-a fi plăcut să scrieți în poezia aceea dedicată primăverii că salcâmii din Franța s-au tăiat tot atât de frumos ca la începutul secolului 15. Da. Pentru că Franța apare în documente. Am scris în monografia comunei. În vremea lui Ștefan, am spus documentele, cât a dat pe ea, cum a cumpărat-o, până la ce pântâni, tot am valorificat. Și găblegii Franței au pierdut comuna, care e mult mai veche decât podurile. Da. Asta trebuia scris și asta. Doamna, da, mai interese, când am venit atunci cu uniforma mea de colonel, am spus primarul, editație în primul volum din istoria serviciilor secrete românești. Am spus așa, dom'le, mai trebuie și mie vreo 100 de morți acolo, dacă tot îi duceți la votat, atâția morți votează, hai să și eu cu 100 la acolo ca să fac comuna la loc și nu știu ce. Nu, că erau interese să vină fonduri multe. Acolo, la comună, dacă duceam la Bucșești, nu mai veneau fonduri și au început casă de cultură și acolo stă. Am o afacere, un proiect european pentru sat acum, mi-au spus ăia acolo, doamnă, puneți un obiectiv aici în imagine. Și să spun, domne, biserica au zugrăvim acum, nu-i terminată, și restul ăștia au furat tot, căminul l-au dărmat, ce să pun în obiectiv, că n-am nimic ce să pun, că nu s-a făcut nimic, nu m-a s-a curat atâți ani. Aie! Mai sunt destul. Trebuie responsabilitate și toată lumea, că uitați la ea și au făcut, au scos pe ei să pună trandafiri japonezi. Ieșenii au luat atitudine, au făcut liste cu nu știu ce și le-au pus pe ei acolo. Și le-au zis, domnule, ce să punem noi să alcăm pentru morți, floarea morților și nu știu ce. Punem pe ei, lui Eminescu și să vin. Că-s interese nu știu câte acolo ca să, ca, uite, cu palmieri, cum s-a întâmplat, eu știu dedesubturile toate la fiecare afacere de asta, câți bani au adus, de ce au plantat ei palmieri
și prietenul meu care are un umor de la Constanța Ofițer, le-a vânat imediat cu guvernul, cu ia mai pune un palmier să-l primim pe premier sau pe oricare persoană ca într-o oază africană. Bine. Da. Deci trebuie taxați imediat ce greșesc, taxați. Și atunci... Nu știi, taxez, da, un timpan așa din cost. Da, așa e. Păi da, înainte vorbea unul și vă ascultau toți. Acum vorbesc toți și nu ascultă nimeni. S-o crezi tu, din aia m-a ascultat foarte bine. În intimitate, da. Și-i făcut de gesturi, de curaj. Eu când a venit un parlamentar acolo cu